Unii dintre noi adoră lămâia în copturi, alții o consumă în perioada rece, mai ales cu un ceai fierbinte. Se pare totuși că acest lucru este subapreciat. În continuare, nutriționistul Lili Arteni ne va spune care sunt beneficiile, dar și care sunt modalitățile de a o consuma. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cu mare drag! Toată lumea cunoaște și mai cu seamă în perioada de vară sau atunci când preparăm un ceai, lămâia era ordinea zilei și cumva spunem și de faptul că lămâia are acele proprietăți, că în perioada rece a anului are și vitamina C. Totuși, care sunt proprietățile ei și când este indicat să o consumăm? Da, lămâia este protagonista sezonului toamnă-iarnă, fiindcă este foarte bogată în vitamina C și nu doar, fiindcă mai are și zinc, și magneziu, și fosfor, și multe de toate, da? Este ca o bombă de vitamine. De ce în perioada de toamnă-iarnă este mai recomandată de o consumat, da? În special, iată, rețeta magică, apă cu lămâie, clasică, de dimineață, da? Rețeta tinereții, a frumuseții, fiindcă atât pentru interior este sănătos, cât și pe exterior. Așa, ne îmbogățește organismul cu acele elemente care cumva ne întineresc pielea? Antioxidanții. Sau... Așa, ok. În ce cantități o putem consuma, de câte ori și în care parte a zilei? Bine, ați menționat faptul că e bine de dimineață, dar totuși poate e bine și la amiază și seara. În special de dimineață, fiindcă pornește tractul gastrointestinal și curăță cum ar fi intestinul de grăsimile acumulate și toxinele rămase de ieri, cum ar de fi. Ieri, da. Da. Dar eu o recomand să fie consumată o săptămână pe lună. Fiindcă poate cauza unele... În ce cantitate putem pune lămâie în apă? O jumătate de lămâie la o cană cu apă. O tăiem așa felioare? O tăiem în jumătate și o scurgem. O scurg, adică e important și sucul, pentru mai multă consistență, ca să scurgem și vitaminele, să le stoarcem. Da. Atunci când vorbim despre ceaiul cu lămâie, cât de benefic este el și dacă la prepararea termică, pentru că bine, este supusă cumva unui proces termic, lămâie nu-și pierde din proprietăți? Dacă este foarte fierbinte, da, își pierde. De aceea îl facem călduț. Un pic de ghimbir, recomand pe lângă lămâie, iere, pentru a avea și minerale, nu doar vitamine, și îl consumăm în perioada de răceli mai mult, da? Atunci când răcim, atunci ne confruntăm cu o răceală. Fiecare două ori îl putem consuma pentru a scădea febra, pentru a întări imunitatea. Adică are și proprietatea lămâie, inclusiv de a scădea și febra. Are, da. Nu știam dacă de acest nu lucru. Este foarte mare, să zicem, când febra deja este foarte mare, e mai greu, da? Când faza începătoare... Am luat fiecare două ore și atunci scăpăm și de febră natural. Pe lângă toate elementele pe care le-ați menționat și acele vitamine, inclusiv concentrația mare de vitamina C, lămâia are și o aciditate sporită și atunci foarte mulți adaugă zahăr, inclusiv în ceai sau în apa asta cu lămâie. Cât de indicat este acest lucru și dacă e să vorbim și despre miere inclusiv? Nu recomand zahărul, l-aș exclude în totalitate, mai bine mierea, fiindcă... Hai să zicem că lămâia, de fapt, este un produs acid, dar deja ajungând înăuntru și metabolizându-se, deja este un produs alcalin și nu este necesar zahărul. Adică el deja reglează pH-ul în organism, el își face, toată treaba, nu este noi neapărat să facem, să adăugăm zahăr. Să mai adăugăm ceva, da. Adică... Miere, da, miere, da. În stare naturală. Da. Lămâia cu miere, că unii mai au și acest obicei să mai facă ceva din o rețetă auzită de la buni străbuni, habar nu am. Cât de benefică este și cum o putem combina? E foarte bine. Facem o combinație cu lămâie și miere acasă. Tăiem lămâia frumușel, în felul în care nouă ne place, adăugăm miere, facem ca un fel de elixir, așa zic, și de dimineață câte o linguriță, atunci pentru imunitate, foarte benefic. Pentru imunitate, da. Doar e bun elixirul ăsta, pentru că mierea, la fel și ea, dacă e naturală, este evident, și calorică, iarăși, dacă persoana e un pic mai supraponderabilă, mai puțină miere, dar pentru cei care își permit... Nu e nicio problemă, pot consuma problemă. Așa. Da. Bun, am vorbit despre anterior, despre acele proprietăți și despre faptul că dacă este cumva supusă termic lămâia și mai pierde din calități. Ce se întâmplă atunci când vorbim despre lămâie care a fost dată la frigider? Bine, noi în cazul nostru avem aceste cubulețe de lămâie, iată așa, sunt date la frigider, nu a fost adăugat nimic absolut, simplu așa, l-a congelat și respectiv le avem în starea lor proaspătă, exact așa cum sunt
sunt ele. Aici avem suc de lămâie și în cealaltă parte avem lămâie care a fost tăiată. Cum o putem consuma și dacă e bine ceea ce am făcut? Deci, în așa format, ea nu-și pierde din vitamine, chiar le intensifică. La înghețat este foarte bine și foarte comod, fiindcă odată ai făcut-o, ai pus-o la înghețat, după care ai scos și imediat nu mai pierzi timpul, să zicem, dimineața pentru a face toată procedura. Recomand, cu încredere. Cum o putem consuma, de exemplu, cea? Sau o decongelăm și nu-și pierde din... Nu, o luăm și chiar o punem în ceai, iarăși nu fie foarte fierbinte, apa să fie călduță, am pus un cubuleț. Un cubuleț este de ajuns la o cană cu... E suficient. Cu ceai, cu apă, da. Bine, și cu alte tipuri de ceai poate fi consumată lămâia asta, îmi dau perfect seama, dar suntem acum la TV și nu putem vorbi despre acele tipuri de ceai, dar vreau să vorbim despre lămâia care a fost dehidratată. Mm-hmm. Într-un dehidrator de fructe, în starea ei cumva uscată. Care sunt proprietățile ei? Își pierde din proprietăți? Rămân aceleași? Nu își pierde, rămân aceleași. În această formă este la fel foarte benefică. Este indicat să o consumăm. Este. Mai mult se folosește în formă, nu știu, la deserturi, la așa, ca decor, ea de fapt mai mult este. Da. Ca decor arată bine. Știm acest lucru, mai ales în perioada de iarnă, atunci când cumva ne încălzește. Și pentru copii. Copii mai avem noi cumva moldovenii anumite rețete bazate pe coaja de lămâie. Mulți bine, înlătură coaja. E o diferență, apropo, dintre miezul și coaja lămâii? Este. E mai concentrație? În coaja se conțin fibre. Așa. De ce este bine și coaja să o consumăm. Să o mâncăm. Adică nu trebuie înlăturată, e benefică și ea. Nu, o spălăm foarte bine de dorit cu bicarbonat de sodiu, fiindcă știm că toate fructele, legumele sunt stropite atunci când sunt vândute. Da, au o anumită consistență chimică. Le spălăm foarte bine și după care, dacă ne place, avem încă și fibre pe lângă vitamine și minerale. Coaja de lămâie, din câte înțeleg, din ceea ce ați spus și consistența ei și vitaminele, acele fibre, este benefică chiar dacă o punem în anumite tipuri de prăjituri. Da, avem și aromă pe lângă vitamine și minerale. Așa este, o aromă incomparabilă. Pe lângă toate beneficiile, sunt convins și de faptul că are și anumite contraindicații. Cui este contraindicată? Da, la persoanele cu gastrită este contraindicat. Total sau pot consuma în anumite cantități moderate? Pot încerca, de exemplu, dar de obicei ei au disconfort. Da, atunci când îi consumă, zic că nu mai simt bine. Am înțeles. De ce tratează gastrita după care bea apă cu lămâie? Perfect, fantastic. Lămâie cu zahăr în stare proaspătă, apropo, când nu știu dacă, nu mai reamintesc dacă v-am întrebat, avem și obiceiul ăla, tăiem o bucățică de lămâie și cu zahăr. E bine să o consumăm așa sau? Am zis că eu sunt împotriva zahărului. Împotriva zahărului, da, deci total. Nu. Noi, eu în familia mea, nu consumăm zahăr. El nu este la noi în casă. Perfect, bine. Avem aici un pic de apă cu lămâie și pe această notă pozitivă o să vă servesc, dacă îmi permiteți, și o să mă servești și pe mine și încheiem acest interviu și vă mulțumim și pentru sfaturi. Vom ține cont de ele. Vedeți că trebuie consumată nu doar vara ca acel, cum să zic, produs pe care îl putem consuma și care ne revigorează și ne umple de vitamine, dar și pe tot parcursul anului. Vă mulțumesc mult pentru prezența și vă așteptăm să vorbim și despre alte subiecte. Cu mare drag!